Mergem la mesajul referitor la extraterestri și OZN-uri ca să înțelegem din punct de vedere biblic ce rol vor avea aceștia la în timpul sfârșitului. Citim din ziarul The Guardian. UFO briefing US Congress military. Out of this world revelations in short supply at US Congress briefing on UFOs. Vă traduci tu? Îl traduci, te rog? Guardian. Ziarul Guardian britanic. Aici avem fotografia al deputatului director al inteligenței Navy Intelligence, al serviciilor secrete marine, care se numește Scott Bray, în care prezintă un video unde se văd OZN-urile. Teatrul spune revelații ce nu aparțin acestei lumi. Nu sunt multe, dar se întâlnesc la Congresul American, la Parlament, o întâlnire la Parlamentul American referitor la OZN-uri. Citesc articolul. The US Congress on Wednesday held its much anticipated public hearing on aliens and the UFOs for the first time in 50 years on Wednesday, where a few interesting facts came to the fore while several myths were busted. The House Intelligence Subcommittee on Counterterrorism, Counterintelligence and Counterproliferation held the question and answer session. It was hosted by two Pentagon officials to discuss the possibilities of unexplained aerial phenomena, UAPs, or as the military term, UFOs. Iată în ceea ce am spus, Congresul American a avut întâlnirea, așa cum se aștepta cu toții, referitor la OZN-uri, pentru prima dată în 50 de ani, de când ne vorbesc. Și au vorbit de anumite fapte, sunt fotografii și videoclipuri, etc. Mai era și grupul pentru presiunea terorismului, spionajului, etc., etc. Au vorbit de aceste lucruri care până acum sunt fără explicații în termene militare și OZN-uri. Aceasta este traducerea. Este adevărat că apar aceste OZN-uri? Sunt adevărate? Bineînțeles, sunt ani de când vorbesc. Da, dar nu erau așa de dese. Da, sunt din ce în ce mai des. Noi am vorbit și am spus de multe ori, avem și videoclipuri în internet în care spunem că nu credem că sunt OZN-uri sau extraterestri. Noi am repetat mereu, puteți vă uitați la videoclipurile noastre și am spus că sunt demoni care se prefac că sunt din alte galaxii, care vin aici ca să păcălească lumea. Ce te face să crezi că sunt demoni? Mulți cred că este viață pe alte planete. Ce te face să crezi? Noi am dat multe scripturi că diavolul va fi aruncat jos din cer, în Apocalipsa 12:7 în sus, va fi un război în cer în care arcangelul Mihail face război împotriva satanei și demonilor lor și vor fi aruncați pe pământ. Ei pe pământ vor persecuta biserica. Diavolul de când este lumea a păcălit și a încercat mereu să înșele lumea și nu s-a mai prezentat ca un diavol, doar în afara celor care sunt sataniști care îl adoră. Lumii se prezintă mereu, așa cum spune în a doua scrisoare din Corintenii 11:14, se prezintă ca un înger al luminii. Și Iisus spune în Luca 17, Luca 21 și Matei 24, vor fi semne în ceruri și puterile cerurilor vor fi scocate. Diavolul când va fi aruncat pe pământ nu se va prezenta ca un diavol, pentru că astfel nu poate să înșele pe nimeni. Nu-i că a cheltuit aceste milenii ca să convingă lumea că el nu există. Și acum, în sfârșit, că a reușit, iar majoritatea lumii nu crede în diavol, nici măcar papa nu crede. Cineva să-l evangelizeze. Evangelizați-l, vă rog.
Majoritatea lumii este atea sau adoră idolii de aici și de acolo, precum butiștii. Ei nu cred în Dumnezeu, nu au un Dumnezeu, vorbesc de religii haotice. Și acum, în sfârșit, că lumea, unde diavolul a reușit să-i facă să creadă că el nu există, nu va ajunge cu coarne și cu furci. Și cum va ajunge? Eu cred că va ajunge ca extraterestri, OZN-uri, așa cum vedem în Apocalipsa 13, când falsul profet va face miracole să coboare focuri din cer. Cine știe ce rasă de înșelătorii vor face aceste farfurii zburătoare, când se va ruga și va coborâ, când acest religios se va ruga și va coborâ foc din cer. Și lumea va rămâne șocată. Cine știe ce va fi? Chiar dacă mulți cred în aceste povești, vedem că Parlamentul, prima națiune din lume, Statele Unite, a început oficial să asculte probe și mărturii referitor la extraterestru și OZN-uri. Nu mai sunt povești sau teorii, iar acum iau totul în serios. Manifestarea obiectelor OZN-uri se mărește. Ce înseamnă pentru noi? Să mergem la Biblie. Aici îți dau o profeție din cartea lui Daniel, unde după mine vorbește despre OZN-uri. Daniel 11, 38 și 39. În schimb, va cisti pe Dumnezeul cetăților, acestui Dumnezeu. Aici vorbește de împăratul Nordului, care în traducere înseamnă anticristul care trebuie să vină. Pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îl va aduce cinste cu aur și cu argint și cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cine este acest Dumnezeu a părinților lor? După mine vorbește, va oferi cinste cu aur, argint și cu pietre. Cum se traduce astăzi? Bani. Bogății. După mine, când anticristul vine, va investi mulți bani în puterea nucleară, în arme nucleare, în rachete hipersonice. Este așa că va învinge lumea și va conquista, pentru că va trebui să învingă și pe americani. Acum, americanii sunt cu un pas înainte. Dacă ar fi un război între ei, rușii vor pierde, doar dacă vor folosi arme nucleare. Până acum, rușii sunt puternici doar în arme nucleare. Și se va întâmpla atunci când va veni anticristul. Toate provocările pe care acum americanii le fac rușilor, când va veni anticristul, va face invers. Și după aceea o va provoca și pe America. Americanii vor înainta și el îi va lovi puternic. Și vedem că sunt 5 războaie ale anticristului și în Daniel 11 le va învinge. Le învinge pe toate cele importante, că sunt 4, doar cea din Daniel 11:30 nu are importanță, este un conflict maritim. Vor fi de nave care se luptă și anticristul se dă înapoi, dar celelalte războaie puternice le va învinge pe toate și după aceea o va învinge al șaselea război, care este distrugerea Babilonului. În Apocalipsa 17 o va câștiga și pe aceea America distrusă. Unul citește ziarele, de exemplu al lui Anieli, Corriere de la Sera, Stampa și Republica, și spune, nu glumim, cum poate America să piardă împotriva rușilor? Astăzi nu, dar dacă va veni anticristul, da. Și atunci va învinge toate războaiele în afară de ultima, cea din Apocalipsa 19:11. Și cum le va câștiga? Spune că va arde Babilonia într-o oră, într-un moment, într-o clipă. Un'ora în engleză, iar în cea italiană spune într-un moment, într-o clipă. În Apocalipsa 18 spune că Babilonia va arde într-o clipă, iar Biblia engleză
Într-o oră. Este simbolic în care spune un atac nuclear neașteptat. Este nevoie cam de o oră ca să arzi o națiune pentru toate rachetele care ajung, pentru că vor ajunge toate rachetele nucleare, așa cum vedem în Apocalipsa 16, cupa 7, va fi un cutremur care va despărți marele oraș în trei părți și anticristul acolo profită de ocazie și o va distruge într-o oră. Și în acest punct, el spune că eu sunt Dumnezeu și se va pune în templul Dumnezeu, așa cum scrie în a doua scrisoare a Tesalonicezilor 2, versetul 4. Și spune că nu mai este nimeni care să poată să-l distrugă. Acest se întâmplă în timpul irii lui Dumnezeu la cupa 7-a după răpire. Ce înseamnă? Că diavolul, anticristul, va spune, așa cum spune în Apocalipsa 13, cine se poate asemăna cu fiară? Cine poate să lupta cu ei? Și va dura o săptămână. Pentru că în timpul irii lui Dumnezeu este în ajunul Armagedonului. Armagedon face parte din a șaptea cupă. Era lui Dumnezeu este în a șaptea cupă. În Daniel 11, 38 spune că Dumnezeul născut părinților săi este puterea atomice care îi vor da prin bogății. Când este opinia mea, o scriu. Pentru că eu fac multe greșeli și mai lipsește să mai profetizez referitor la o opinie, la opinii sub Putin sau despre Zelenski. După mine, spun eu, ci nu Dumnezeu, dar așa pare că Dumnezeu spune că vor da puterea lor prin bogăția acestui Dumnezeu și toate țările vor această putere, pentru că e singura putere aceste timpuri. Aceasta spun eu și nu Domnul. Acestea după mine sunt bombele atomice. Când el prinde putere ca să poată să câștige asupra Americii, ce va face? Va investi totul în arme atomice și spune în Apocalipsa 11:38, spune, argint, prete prețioase, aur, unui Dumnezeu cunoscut părinților săi. Cine este Dumnezeul necunoscut părinților săi? Dumnezeul războiului, mai bine spus atomică, puterii nucleare. Se cunoștea războiul, dar nu puterea nucleară. Toți studioșii biblici din toate timpurile nu reușeau să înțeleagă cum această țară din Apocalipsa 17-18 e distrusă într-o clipă. Cum se poate întâmpla? Acum este ușor de înțeles. Am văzut că Hiroshima și Nagasaki într-o clipă, că toți cei nefericiți s-au suicidat cu toți în afară de unul, iar celălalt a ajuns la casa de nebuni când au descoperit că aceasta este o bombă care a distrus totul și au scăpat imediat. Avionul s-a clătinat când a explodat bomba, într-o clipă, în câteva secunde, Hiroshima și Nagasaki, lumea s-a evaporizat. Nu au mai găsit cadavrele. Într-o clipă, America va deveni un deșert atomic. Până aici ne-am înțeles? Să mergem la 39. Daniel 11:39. Va lucra împotriva locurilor străine. Cine este aceasta? În lume, o știm cine este. America. Anglia. Sunt cele două țări dintre cele mai puternice. America este cea mai puternică, iar Anglia, aici puterile mele sunt America, Rusia, China, Anglia. Anglia acum au rachetele Trident puse în submarinele atomice, care au puterea printre cele mai mari ale lumii. Anglia a devenit precum statele americane, s-a remorcat la locomotiva America și oriunde merge America, Anglia îi urmează. Îmbătându-se cu briza puterii mondiale, care acum nu mai este, după mine, cu ajutorul acestui Dumnezeu străin. Cine este acest Dumnezeu străin? Acela era un Dumnezeu necunoscut. Acesta este un Dumnezeu străin. Dacă tu te uiți în evreiască,
Cuvântul Dumnezeu străin este scris alien. Extraterestru. Ai în evrească Daniel 11:39, unde spune Dumnezeu străin, trebuie să deschizi Biblia englezească. Strange God. Care înseamnă foreign, alien, strange. În evrească. Foreign, alien, strange. Straniero. Străin. Straniero e alien. Și extraterestru. Vedem că în Biblie este cuvântul extraterestru, care este aceasta. Dacă mergi la Daniel 11:38, spune. Secondo me è una parola diversa perché non era lo stesso Dio, secondo me. Un Dumnezeu pe care părinții nu-l cunoșteau. În Daniel 11:38, să mergem în Biblia engleză și în dicționarul Strong. Unde spune Dumnezeu necunoscut, strange God, a new nut, în limba evreiască. Cum se traduce în evreiască? A new nut, iada, și care înseamnă necunoscut, și a God, a new God, se spune Eloa. Tradus, spune Iada și Eloa, care înseamnă idol. Un idol necunoscut. Idolul necunoscut nu este același ca un Dumnezeu străin, care se traduce extraterestru. Sunt două lucruri la care am spus eu mai devreme. Sunt două lucruri diferite. Dumnezeu străin îți dă cuvântul extraterestru, care astăzi înseamnă mult. După mine, extraterestrii sunt aceștia. Un Dumnezeu străin, citește 39 complet, cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva lucrurilor întărite, cui îl vor recunoaște, îi va da mare cinste, îi va face să domnească pe tremuri și le va împărți moșii ca răsplată. Daniel 11:39. Partea a doua este o altă istorie. Se va lupta. Partea se va lupta cu un Dumnezeu necunoscut. Îți aduce aminte din Vechiul Testament unde Elia cheamă focul din cer? Sono questi cosiddetti che non lo so, no? Gli scivolanti alieni che sono. Când falsul profet va face din cer Apocalipsa 13, va arunca foc din cer, vedem că demonii pot să creeze farfurii zburătoare care nu sunt holograme, imaginare care nu există, așa cum spun acum în internet. În interes spun că vor folosi holograme, dar nu este adevărat. Acestea sunt lucruri reale, sunt diavoli, demoni și ei își fac farfurile zburătoare cum vor ei și vor da și focul din cer. Când Elia a dat foc din cer în care au omorât sute de falși profeți al lui Baal, erau adoratorii lui Baal care invocau focul din cer, precum și magii Egiptului care schimbau apa în sânge, făceau să apară broaște și bastonul în șar. Acestea sunt diavoli, așa vor face și acest Dumnezeu străin în același fel. Îl va ajuta pe falsul profet din Apocalipsa 13. Și va ajuta și Anticristul prin acest Dumnezeu străin care sunt extraterestre. Ne-am înțeles, dar tu ai spus că aceasta este opinia ta. Da, am spus, este opinia mea. Și aici vom continua. Nu e că avem scripturi mai clare. Așa cum Biblia nu vorbește, eu trebuie să spun că sunt opinii și nu pot să pun că scrie în Biblie. Nu spune Biblia, o spun eu, care după mine
sunt extraterestri care vor veni. Sigur, Apocalipsa 12 dice. Un lucru sigur în Apocalipsa 12 că diavolul și îngerii săi vor fi aruncați pe pământ și după mine nu se vor prezenta precum demon, ci ca extraterestri extragalastici care vin aici printre virgule ca să ne ajute. Este posibil ca acest Dumnezeu străin să-l ajute pe Anticrist ca să câștige lumea. Este posibil ca acest Dumnezeu străin, extraterestri, are de-a face cu Dumnezeu. Extraterestrii sunt Dumnezei. Poate că aceste extraterestri vor avea un șef care reprezintă extraterestrii, demonii. Acest șef care este în fruntea extraterestrelor, cred că va debarca pe pământ. Să mergem în Apocalipsa 12, merge de acord cu această scriptură din Apocalipsa 12. Să citim o parte din Apocalipsa 12, de la 9 la 13. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală lumea întreagă, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Dacă vrei, poți să-i numești și diavoli. Vedem că dragonul, diavolul, numit diavolul satana, care înșeală lumea, nu putem să greșim. Este clar că este diavolul. Dacă vor ajunge aceste diavoli, extraterestri, sunt aceștia. Dar cum știi că această scriptură nu este în trecut, s-a întâmplat? Pentru că când diavolul a fost aruncat jos și a tras cu el a treia parte dintre îngeri, cum știi că este în viitor? Dacă tu citești în Apocalipsa 12, spune că va fi un război pe pământ și diavolul a fost un război în cer și diavolul a fost aruncat pe pământ și va persecuta femeia. Să mergem în Apocalipsa 12:12. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeie care născuse copilul de parte bărbătească. Apocalipsa 12, de la 9 la 13 și versul 14 spune că versetul 14 spune că este pe 3 ani jumătate. Această scriptură este aplicată bisericii referitor la femeie, pentru că femeia este și biserică, așa cum vedem în Apocalipsa 12, 7 și 8. Hristos se căsătorește cu femeia, care este încă și biserica, și încercați să vedeți că nu este Madonna în toate părțile. În versetul la 14 spune că este 3 ani jumătate. Ceea ce văd eu că Anticristul, împreună cu falsul profet religios, Pacea Mama, vor primi cu brațele deschise pe extraterestre. Vaticanul s-a organizat ca să primească extraterestre și a spus că sunt pregătiți ca să-i boteze. Spuneai că știm că această bătălie va fi în viitor și diavolul va fi aruncat din cer în viitor. După ce va fi aruncat pe pământ, va persecuta femeia timp de 3 ani jumătate, ceea ce încă nu s-a întâmplat în trecut, iar acesta în timpul sfârșitului, după ce va veni Anticristul. Încă nu a fost aruncat din cer, alungat din cer. Pentru că nu vedem încă diavolii peste tot, precum extraterestre. Diavolii sunt peste tot. Când diavolul va fi aruncat pe pământ, se va întâmpla ceva pe pământ. Va fi semnul fiarei, va fi ceva, se va întâmpla. Vor poseda persoanele care prind marchiul, așa cum am văzut că Anticristul a convins lumea ca să se facă înțepare, vor exploda multe boli. Și acesta va fi ca urmare a siringărilor pe care le-au făcut. Acum vedem că a spus că toate aceste lucruri vor fi bune și nu ți vor spune că sunt greșite. Am citit multe articole în ziare, precum săptămâna trecută,
unde spunea că onorevolul domn al Pacei Mamei este pregătit ca să-i botezeze. Citește acest articol. United Nations to appoint space ambassador. Daily Mail, un ziar englezesc, spune că Națiunile Unite se pregătesc să numească un ambasador în pregătirea extrateriștilor care vin. Și după aceea este God Amis, Com News. Națiunile Unite numesc primul ambasador al extraterestrilor, pentru extraterestri, dar acesta este un articol vechi din 2010. Lumea a decis să se deschidă extraterestrilor. L-au înțeles aproape toți. Extraterestrii sunt adevărați, dar eu spun de la mine, atenție, sunt adevărați, dar falși, pentru că se vor prezenta într-un mod fals, plin de înșelăciune. Există, dar nu sunt extraterestri OZN-uri, sunt demoni. Tot ceea ce vă spun este pentru a vă înșela. Pentru că extraterestrii nu cred în Hristos, nu-L acceptă pe Hristos. Pentru ei Hristos este un alt Dumnezeu. Și acest Pacea Mama vrea să-i boteze. Bine, își citesc un mesaj care am văzut acum, venit de la Salvatore. Spune: bună ziua, dragii frați. Eu cred că acești extraterestri care vor veni sunt demoni, așa că s-a întâmplat în Antichitate, când s-au manifestat, la care popoarele dădeau puteri particulare, egipțenii, babilonezii și ceilalți, ce făceau? Îi primeau și îi ascultau pentru că nu cunoșteau adevăratul Dumnezeu și îi adorau pe aceștia. Mulțumim, dragă frate, da, am văzut că au găsit și incizii în culturile trecute, unde erau desenați astronave cu extraterestrii care coborau din aceste astronave. Diavolul a apărut când a fost în India, uneori mă opream ca să văd, și era foarte clar că erau demoni care s-au manifestat și erau adorați precum Dumnezei, care vedem că și astăzi sunt adorați. Și să spune că nu este fantazie, ci folosesc aceleași trucuri. Un alt mesaj de la Carlo, în care spune: dragă frați, aș dori să cunosc părerea fratelui Giuseppe referitor la că 28 mai în 2022 la cameră a fost prezentată decizia referitoare despre extraterestri, că au fost prea multe apariții. Poate să fie că nou ordin mondial poate să facă că să fie o apariție falsă construită din holograme ca să păcălească toată lumea prin apariția unui mesia fals sau o divinitate falsă ca să creeze o singură religie mondială. Aceasta este teoria Blue Lin. Ca să completeze complicațiile din timpul care vine, și a trimis două linkuri. Falsa apariția aliană din proiectul Blue Lin, prima parte. Aștept un răspuns al vostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Carlo. Mulțumesc, Carlo. Dumnezeu să te binecuvânteze. Am auzit și eu această istorie din internet, că vor folosi holograme care sunt imagini proiectate în cer, care nu există, precum o videocameră, un videoproiector care proiectă împotriva la un perete și poți să proiecteze prin tehnologia modernă în cer, că sunt discuri zburătoare, etc. Cred că dacă este recunoscută public, aceste lucruri sunt proiectări. Sunt proiectări care nu debarchează niciodată. Nu cred că sunt holograme. Este posibil să fac holograme și să păcălească lumea. Dar nu cred că aceste apariții, printre alte apariții, sunt vechi de 50 de ani. Când ei nu aveau această tehnologie. Da, este adevărat.
Nu, îți mulțumesc pentru mesaj, l-am văzut și eu, aceste lucruri, dar eu cred că înșelăciunea este adevărată, dar este o minciună în care în realitate nu sunt decât simpli demoni. Și aceasta este știrea cea bună. De ce este știrea bună? Pentru că demonii sunt sub picioarele noastre. Dacă va ajunge o farfurie zburătoare din care încep să iasă demoni, tu îi arăți cu degetul, puntezi degetul către el și spui: în numele lui Iisus Hristos vă comand să plecați cât mai rapid. Dacă va fi o armată de pe o altă planetă care noi nu putem să o combatem pentru că nu știm, pe mine nu mă preocupă demonii, ci oamenii. În fapt, Iisus nu a spus să fiți preocupați pentru demoni și a spus să aveți grijă de oameni, pentru că sunt oamenii care te persecuită, te crucifică și îți fac rău. A spus: aveți grijă de oameni. Să nu vă uitați la demoni, uitați-vă la îndemoniați, pentru că demonii nu poate să vă facă nimic. Dacă tu seara nu reușești să dormi, roagă-te cu toate puterile tale, pentru că și eu uneori sunt atacat de noaptea, dar seara când mă rog și spun: gata, m-a săturat de tine, diavolul, eu mă rog cu toată puterea, cu toată inima și diavolul pleacă. Și aceasta este doar diavolul care încearcă să te facă să pierzi somnul. Nu se merită să te chinui ca să te adormi luptând cu acest diavol. Voi îmbrățișați-l pe Iisus, adorați-l, iubiți-l, binecuvântați-l în numele lui Iisus Hristos și veți petrece noaptea liniștit. Eu folosesc termene terene. Este clar că citesc la nivel simbolic, dar seara vorbiți cu Iisus, vă rog. Descărcați-vă, lăsați-vă mintea liberă de televiziune, de toate prostiile lumii prin care v-ați murdărit mintea prin răutate și vorbiți lui Iisus. Să nu mergeți niciodată fără să faceți contactul cu Iisus. Am spus contactul, trebuie să contactați, vorbiți, iubiți-l, binecuvântați-l, aleluia. Bine, un alt punct pe care vreau să-l spun, că s-a încercat mereu semnii de viață pe alte planete, semnale radio. Eu sunt convins că nu există viață nicăieri. Nu e că am fost ca să controlez. Prin simplu fapt, cum știi că nu există viață pe alte planete? Du-te la Matei 19, versetul 4. El a răspuns: nu ați citit că de la început Creatorul le-a făcut bărbat și femeie? Și atunci? Matei 19:4. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că sunt extraterestri? Viață pe alte galaxii? Înseamnă că nu este. Citește din nou. Citește bine. Angela, nu ai citit că de la început Creatorul le-a creat bărbați și femei, iar pe celelalte femei nu sunt bărbați și femei? Nu, pentru că începutul a fost aici cu Adam și Eva. Începutul este aici. 6.000 de ani Dumnezeu a creat stelele. Galaxia. Acum 6.000 de ani a fost seara, a fost dimineață și Dumnezeu a creat stelele, firmamentul, precum semnul, ca un semn. Acesta este începutul. Începutul sunt 6.000 de ani, 5.780 pentru cam 5.780 de ani pentru evrei, pentru că ei au modificat calendarul. Este o lungă istorie ca să combată profețiile lui Iisus și în afară acestea, de la începutul creației, pentru ei sunt 5.780, iată noi creștinii sunt 6.000, un secol mai mult sau mai puțin. Dar nu sunt 13 miliarde punct 7 de ani că Dumnezeu a creat lumea. Sunt toate teorii care nu au fost demonstrate niciodată.
Ne-am înțeles? Iisus spune aici, de la început Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Începutul a fost aici, în grădina Eden. Să mergem în Geneza 1:28, unde Dumnezeu dă binecuvântările lui Adam și Eva și ce spune? Geneza 1:28. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creați-vă, înmulțiți-vă, umpleți pământul și umpleți-l și stăpâniți peste el, peste peștii mării și peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1:28. Cuvântul cheie este aici, la ceea ce mă refer, este înmulțiți-vă. Ce înseamnă? Așa cum știți, Adam și Eva au căzut, în loc să se multiplice, s-au retras. Nu s-au înmulțit după planul lui Dumnezeu ca să stăpânească paradisul și Dumnezeu a trebuit să facă să moară. În schimb, nu. Dumnezeu i-a făcut să trăiască în carne, dar nu s-au înmulțit ca imaginea lui Dumnezeu. Lume minunată. Nu, au căzut. Și la revedere. Și ce s-a întâmplat? Ce înseamnă aceasta? Ei au urmat planul șarpelui. În loc să înmulțească fiii lui Dumnezeu, au înmulțit fiii diavolului în cea mai mare parte. Este un plan al lui Dumnezeu, un plan al diavolului care conduce direct în iad. Ei se multiplică, dar în rău. Și acum s-au săturat să mai înmulțească ca fia diavolului și s-au pus să avorteze. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care s-au dedicat lui Dumnezeu, pentru fiii săi. Am o întrebare. Dimineața, o surioară, Samantha, ne-a întrebat despre referitor la aceasta. Ce spune? Cum putem să știm că Dumnezeu a creat doar pe Adam și Eva, ci nu alte persoane? Pentru că în această scriptură, unde spune că Dumnezeu a creat omul, în Geneza 1:26 de la 28, spune așa: Dumnezeu a zis să facem omul după chipul nostru, după asemănarea noastră, și el să stăpânească peste... Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască. Asta înseamnă că a făcut mai mulți oameni. Sunt confuz aici, pentru că am știut mereu că Dumnezeu a făcut doar pe Adam și Eva, și iar aceste versete mă fac să cred că sunt mai multe persoane care au fost create. Și de ce Cain, care... întreabă ea, îi era frică că cineva îl va omoră. Erau și alte persoane pe pământ, de avea frică că putea fi omorât. Era clar că vor fi descendența oricărui, a lui Adam, al Evei și a oricărui altui, care s-ar fi vindecat pentru că el a ucis un fiu al lui Adam și Eva, fratele său Abel. Dacă nu mai era nimeni pe pământ? Dar el știa că vor ajunge așa cum au ajuns și mai devreme sau mai târziu, în viitor, va fi omorât, se va vindeca. A, știi cum spun fii? A, tu l-ai omorât pe unchiul meu. Și Dumnezeu a pus un semn ca să evite aceasta. A fost un avertiment pentru persoanele care s-ar fi născut după acea clipă și puteau să-l omoare pe Caină. Să evităm ca să căutăm părul în nou sau să împărțim părul în patru. Când s-au născut, când nu s-au născut, pentru că Biblia nu e specifică și de ce ar trebui să-mi pun opiniile când de nu este cazul. Dar știm că s-au înmulțit și au devenit chiar și, au mers chiar pe strada greșită, așa cum Cain, pentru că ei trăiau cu adevărat cam 700-900 de ani. Dragul meu, vor ajunge generațiile ca să ceară să fie vindecat, răscumpărat. Și după cum știm, nu era doar Adam și Eva, Cain și Abel. Adam și Eva au avut alți fii și fii, așa cum este scris în Geneza 5, versetul 4. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Vedem că după Set s-au multiplicat din aceeași părință, Adam și Eva. Nu este un secret că vor ajunge și alți fii și cineva va putea să-i face să plătească scump. Tu acum m-ai blestemat oriunde merg și oriunde m-aș găsi mă vor ucide.
Nu este corect că mă ucide. Eu pot să ucid, dar ei nu pot să mă ucidă pentru acest Dice discurs. d'accordo, Și Dumnezeu spune, de acord, ca vendetta, să evităm răzbunarea, ce facem? Îți pun un semn. Ce semn? Nu știu, Dumnezeu a pus un semn, precum semnul în care generul uman are un semn spiritual în cărora animalelor le este frică de oameni. Tu mergi, de exemplu, este un câine care te latră, nu te ucide, nu te mușcă, pentru că câinelui este frică. Dacă tu ești inteligent și nu ți este frică de el, în mod normal, chiar dacă câinele este nervos, nu saltă pe tine. Cum știm că nu este viață pe altă planetă? Pentru că marele experiment al lui Dumnezeu, Adam și Eva, a falit din cauza lui Adam și al Evei. Și ce face Dumnezeu? Ar fi repetat același falimentar experiment pe alte galaxii? Bineînțeles, nu. Ca consecvență a păcatului Adam și Eva, Dumnezeu a trebuit să întrerupă desenul său până când va ajunge Hristos. Și după aceea va trebui să aștepte ca să înceapă mileniul și după aceea noul pământ care va urma. Și atunci Dumnezeu va putea să-și reia planul original. După această pauză, până când va ajunge la noile ceruri și pământ, nu va mai fi obstacolat de diavol și de anticrist, de răul lor, care vreau să transforme lumea în infernul lor. Dar vor fi aruncați în lacul de foc. Uitați-vă în jur ce lume a creat diavolul. Se vede că este infernal, este ajuns de jur în jur. Uită-te la politică, la bănci, la sugătoarele cu bani. Uitați-vă la multinaționale. Vedem că Dumnezeu este diavolul și El binecuvântează această lume. Cu cât sunt mai egoiști, cu atât îi binecuvântează mai mult, dar nu va dura mereu. Dumnezeu va completa scopul său atunci când va începe noul cer și noul pământ, nici măcar în mileniu. În mileniu va fi mai bine, pentru că diavolul va fi legat, făcut prizonier, anticristul, așa cum vedem în Apocalipsa 19:20, va fi în lacul de foc, de acord, dar mileniul, în mileniu încă lumea moare, este moartea. Așa cum spune în Isaia, copilul va muri la 100 de ani și se vor întoarce la viață lungă, așa cum a fost înaintea diluvului. Experimentul divin, început cu Adam și toată omenirea, a fost un experiment care a dat faliment din vina lui Adam. Dar vine Iisus și începe lumea nouă, bazată pe dragostea lui Dumnezeu. O întrebare rapidă. Un e-mail trimis de Chiara, acum câteva minute, referitor la Matei 24, unde spune să vor ridica falși criști și falși profeți. Vor putea acești demoni să vină în formă fizică de om și să se prefacă este Iisus Hristos? Noi vom recunoaște, pentru că, cunoscând profețiile, știm că nu este încă timpul răpirii. Un fals Crist, mulțumesc Chiara. După mine, un fals Hristos poate să păcălească biserica, un păstor, păstorul unei biserici, care predică o evanghelie falsă, o răpire falsă. Da, dar amestecându-le cu evanghelia adevărată, așa cum fac aceștia, poți să păcălești o biserică. Toată lumea nu cred că este așa. Pentru că nu este ușor să vii să spui că eu sunt Dumnezeu. Eu știu că sunt teorii că anticristul va fi falsul, Mesia cel fals. Dar bisericile creștine, cele adevărate, își vor da seama, pentru că în loc să meargă să salveze animile perse, va face război. Și nu cred că va spune eu sunt Hristos. Știu că musulmanii îl așteaptă pe Mahdi, care mulți spun că atunci când vor fi anticristul, ei îl vor lua precum
precum Mesia, mai este cel care va combate lumea, toate războaiele și va conduce la el. Să ne întoarcem la cel la plug și după mine, nu este viață pe alte planete. Fiind acum pe această planetă și vedem lupta împotriva diavolului, a demonilor în curs, care încă nu sunt definite și nu s-a terminat, nu cred că Dumnezeu merge ca să creeze alții Adam și Eva pe alte galaxii. A falit aici și va falira probabil și în alte locuri. Să spune că Adam și Eva au avut o viață condițională. Nu era maximul. Dacă tu nu ascultai, mureai. În schimb, când a ajuns Hristos, dacă tu greșești, dacă tu păcătuiești și îți pare rău, totul este bine. În Adam și Eva nu. Ei dacă greșeau, mergeau la moarte. Așa cum vede că s-a întâmplat. Dacă Hristos nu termină să regenereze acest început al genului uman, nu cred că va merge peste tot în galaxie ca să creeze ce? Adam și Eva 2? Nu. După mine, nu. Cred că am înțeles că extraterestrii nu sunt... Că OZN-urile nu sunt extraterestri. Dacă voi ne întâlniți, așa cum se spune, dacă ar fi fost extraterestri, vouă nu trebuie să vă fie frică. Ar putea să vă împuște cu puștile lor de la Hollywood, cu raze X, raze gamma, așa cum vedem în filmele de fantascienză. Așa precum au făcut și Independence Day, unde au debarcat în America acum câțiva ani. Independence Day au debarcat extraterestri, eu nu l-am văzut că era prea negativ. Și se pare că scopul lor era doar să ucidă. America, când vede acest film, spune, mamă mia, extraterestri. Dacă întâlniți pe acești extraterestri, să nu vă fie frică și să nu vă lăsați speriați de ei. Și voi să nimica. În numele lui Iisus Hristos, eu l-am pe Hristos în inimă. Arăți cu degetul spre ei și spui, în numele lui Iisus Hristos, plecați. Și continui așa, până când vor pleca, nu poate să te atingă. Noi știm multe mărturii. Am văzut și un video despre o femeie care a dat mărturia sa în care spunea că dormea noaptea, au venit acești extraterestri și au luat-o. Au ridicat-o de pe pat și au făcut-o să plutească în aer și gura mea era paralizată și nu puteam să mă mișc. Și în mintea mea am spus în numele lui Iisus Hristos, în numele sângelui Hristos, te țip la tine, Satana. Pleacă în numele lui Iisus. S-a blocat la jumătatea ferestrei și s-a reîntors pe pat, mereu plutind în aer și în mod dulce. A ajuns pe patul său, era această lumină verde, a spus, care a dispărut și au plecat și nu s-au mai întors niciodată. Această femeie, Dumnezeu să o binecuvânteze, așa cum vedem că era creștină, credința sa a fost salvarea sa, pentru că sunt și alte istorii de femei care au fost lăsate însărcinate în mod artificial pe astronave. Eu cred că este adevărat, dar este opinia mea, pentru că nu știa cum să se lupte cu ei. Au făcut un video de Giovanna și navele spațiale. Este o femeie sardă. Pe aceasta au lăsat de multe ori însărcinată și năștea moștri, extraterestri, zidzane, și a neghină, și a plângând, a dat mărturia sa, care mie mi s-a părut adevărată. Dacă tu numele lui Iisus Hristos alungi diavolul, tu ești în regulă.
Cred că aceasta este partea cea mai frumoasă a mesajului, că acești extraterestri avem puterea asupra lor, așa cum avem și asupra demonilor, pentru că ne dă o soluție și știm ceea ce trebuie să facem. Dacă Hristos nu termină să regenereze acest început falimentar al generului uman, nu cred că Dumnezeu va continua experimentul falimentat pe alte galaxii. La început, Dumnezeu a creat Adam și Eva și stelele, totul acolo. Nu spunea a creat Adam și Eva aici și Pinco Pallino în altă parte. Atenție la teorii. Dacă Iisus nu termină de să repare ceea ce diavolul a făcut prin colaborarea lui Adam și Eva, nu cred că se vor umple galaxiile, dar cred că galaxiile se vor umple când Pământul este plin. Și când se va întâmpla? Ce știu eu când? Depinde de velocitatea cu care se umple. Dar Pământul este plin. Ce sunt? 8 miliarde? No, aceasta este nimica. 8 miliarde de persoane, cineva a făcut calculul, este de ajuns doar o țară precum Franța și Germania și intră cu toți acolo. O bucată de pământ cu 10 vaci, o bucată de pământ și stau toți acolo. În Italia, Franța, stă toată lumea. M-am uitat în India, unde sunt 1,5 miliarde, călătoream și căutam sate ca să evangelizez. Uneori călătoream o zi jumătate pe tren și mă puneam la fereastră cu Biblia ca să mă rog și să mă odihnesc. Și ce faci când călătorești cu tren? Te uiți afară, pe fereastră. Și vedeam câte un sat la jumătate de oră. Era numai păduri. La fiecare jumătate de oră, câte un sătuc cu câte un fum în care se vedea că pregăteau de mâncare, unde se spune că India este suprapopulată, așa că multe naționale diavolul trebuie să le reducă. Nu este adevărat deloc. Nu este niciun adevăr referitor la aceasta. Dumnezeu să slavă Domnului. Dacă îi întâlniți, țipați în numele lui Iisus Hristos. Să mergem la Luca 10 și să închidem. Luca 10, de la 17 la 19, referitor la tema, dacă îi întâlniți pe extraterestri, trebuie să faceți așa. În Luca 10, 17 până la 19, Iisus îți spune ce să faci dacă îi întâlnești pe extraterestri. Dacă întâlnești o farfurie zburătoare pe pământ în grădina ta, tu asigură-te să știi acest adevăr. După aceea te duci la farfurile zburătoare și pe în practică. Ce spune Iisus să faci în fața farfurilor zburătoare ca sunt demoni? Luca 10, 17 la 19. Și cei 70 s-au întors cu bucurie spunând: Doamne, până și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iar El a spus: am privit pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată, eu vă dau putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului și nimic în niciun fel nu vă va vătăma. Luca 10, de la 17 la 19. Iisus deja vedea într-o proiecție a viitorului. Ce vedea? Vedea Apocalipsa 12, de la 7 la 8. Războiul în cer, Mihail și îngerii săi s-au luptat împotriva Satanei și îngerilor săi. Mihail vinge și Satana pierde, nu mai este loc în cer și îl alungă din cer cu ușuturi în fund, cade pe pământ. Iisus vedea aceasta, eu vedeam Satana căzând din cer. Ia să mergem la Apocalipsa 9. Cred că este o scriptură încrucișată cu aceasta. El cade ca o flacără. Face în Apocalipsa 9 și ce face? În versetul 1, a sunat la trâmbița cel de-al cincilea înger și am văzut o stea din cerul care călse pe pământ. I s-a dat cheia fântânii abisului. Este același lucru despre care vorbește Iisus. Gândesc eu, nu scrie Satana, dar după mine este diavolul care este alungat din cer și Dumnezeu îi dă cheia fântânii abisului, unde sunt
demonice mai chiave apre, ce mai agresiv. Cu această cheie deschide, acesta este timpul în care alienii, demonii vor debarca pe pământ și vor crea infernul. Studiați bine cursul biblic, vă rog, unde explicăm foarte bine aceste lucruri. Citiți capitolul acolo. Vor merge peste tot în lume precum precum lăcuste. Citește în Apocalipsa 9:6. După ce ai citit 9:1, să mergem la 9:6 și vedem ce rasă. Pandemia și seringatele nu sunt nimica aici. Vor face multe diavolerii, nu știm ce anume. Poate războaie atomice, radiații. Și iată ce va face lumea în acele timpuri. Apocalipsa 9:6. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. 18. A treia parte din oameni a fost uciși de acești trei urgii, de focul, de fum și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, gurile cailor, tancurilor și cu siguranță sunt diavolii. Cu siguranță este diavolul, pentru că fac să iasă lăcustele. Lăcustele sunt diavolii. Vor foarte multe diavolerii în lume, războaie atomice, în care lumea va căuta să moară, contaminată de radiații și nu reușesc nici măcar să moară. Lume care suferă noapte și zi, precum în Hiroshima, așa cum am văzut, lume care au murit și după săptămâni, vor să moară, nu mai reușesc să rezistă, lăsați-mă să mor. Și nu poate să te ucidă din cauza legilor. Vor căuta moartea și moartea va fugi de la ei. Pentru mine, acesta este templul în care îngerul Mihail îl alungă jos din Apocalipsa 12 pe Satana și demonii săi și acestea vor ajunge aici și vor căuta să termină războiul ca să transforme planeta într-un infern. Și lumea cu semnul fiarei, nu-și dau seama. Dăm și Matei 10:1, te rog. Matei 10, versetul 1. Și după ce a chemat la el pe cei 12 discipoli ai săi, le-a dat autoritate împotriva duhurilor necurate să le scoată și să-i vindece fiecare boală și fiecare neputință. Matei 10:1. Eu spun mereu, fraților, este important. Cred că am vorbit acum o săptămână sau două. A ajuns timpul că nu mai avem timp să ne uităm la televizor, să ne bem cappuccino dimineața, să ne plângem. Trebuie să abandonezi aceste lucruri, să crești în spirit, în credință, să înveți, să faci miracole, vindecări, pentru că vin demonii și trebuie să-i învingem. Nu mai avem timp să ne jucăm, să facem jocuri religioase. Soldații acum se antrenează, cresc în spirit și învață să vindece, să ceară miracolul lui Dumnezeu și învață numele lui Iisus să le primească. Am vorbit de aceasta chiar acum o săptămână, două. Da, dar ai spus așa acum câțiva ani. Nu mai avem timp să ne jucăm, să fim persoane evanghelice bune. Trebuie să creștem, să devenim pastori, profeți, da? Nu doar marele păstor, cel care stă la von și vorbește, ci toți noi, cu toții. Când bisericile vor fi persecutate și distruse, adevărații creștini, așa cum spune în Matei 18:20, unde doi sau trei sunt, acolo eu sunt în mijlocul lor. Oriunde sunteți, oriunde sunt doi dintre noi, bine că operăm acum, suntem împrăștiați peste tot, acolo va fi o biserică, o comunitate, va fi timpul să mor pentru Iisus. Eu n-am prea mult să spun că nu-mi place spiritual atașamentul tău, nu te iert, te salut, dar în momentul, cum facem acum, dar în momentul când vor începe să ucidă pe creștini, străzile se vor
se vor încrucișa din nou. Binecuvântați sunt frații care reușesc să lucreze împreună. Noi auzim din multe națiuni unde frații nu reușesc să lucreze împreună. Și după aceea scriu, trimite-mi un frate aici, o surioară aici, pentru că este nevoie. Eu nu vă trimit, învățați să munciți acolo unde sunteți. Cu cine? Cu oițele pe care le evangelizați. Dacă nu puteți acest test, eu nu vă trimit pe nimeni. Mergeți voi să vi le căutați, un frate și o surioară. Evanghelizați-i, așa cum am făcut eu, așa cum au făcut și alți misionari mai buni decât mine, în numele lui Iisus Hristos. Nu știu ce altceva aș putea să mai spun. Vrei să continuăm, te rog, cu pactul anticristului? Ce spui? Pactul anticristului? Doar dacă este legat de alien. Altfel l-am explicat în cursul biblic. Cred că nu are sensul să continuăm cu extraterestri și că navele spațiale vor ateriza. Când vor ajunge acești extraterestri? Eu nu cred că vor ajunge prima ca baza lor să fie pregătită. Sunt baze pe pământ pe care trebuie să fie pregătite pentru ei. Punctul lor de contact. În Apocalipsa 13 ne vorbește despre baza alienilor, extraterestrilor. Repet, extraterestri sunt demoni. Baza pe pământ va fi liderul lor mondial, anticristul și brațul său drept, falsul profet. Ei se vor pregăti ca să-i primească. Nu s-au prezentat pe scena mondială, anticristul și falsul profet vor fi, dar încă nu sunt oficial. Este nevoie ca acești doi, ca aceste două caractere, să fie în poziție utilă ca să înșele lumea. Când lumea este înșelată bine, atunci sunt gata, va ieși anticristul și falsul profet și atunci vor veni extraterestri. După părerea mea, vor veni când va apărea anticristul, numai devreme. Și cum anticristul va apărea, doar la tratatul de 7 ani între Israel și palestineni, așa cum vedem în Daniel 9:27, eu cred că debarcarea extraterestrilor va fi după aceasta când vor avea încredere unul pe altul, vor susține unul pe altul, în confuzie, papa îi va binecuvânta, îi va boteza, anticristul va spune, da, este o lumă bună, dacă spun ei, lumea îi va crede și când va fi tratatul de pace cel de 7 ani în Daniel 9:27, nu spune că este vorba de palestinieni, dar se înțelege din alte scripturi. După tratatul de 7 ani, anticristul începe să crească din punct de vedere mondial. Când va începe să ajungă la puterea mondială, ce va avea nevoie anticristul? De cât mai mult ajutor posibil. Și iată că va fi ajutat de un Dumnezeu străin. Așa cum am citit mai devreme în Daniel 11. Vor ajunge și vor cere ajutor vor fi ajutați din punct de vedere politic, vor face miracole, focul din cer și eu văd competiția americană împotriva lor, care în Daniel 11 este numit Împăratul Sudului. Și în acel punct de vedere, acestea vor crește din ce în ce mai mult. Iar americanii fac nou ordin mondial care trebuie să le facem noi și le fac ei noi. Și atunci încep războaiele, așa cum vedem în Daniel 11, de la 21 până la 45, cele 5 războaie. Și când America va vedea că anticristul îi suflă, îi fură leadership-ul mondial, îi fură modelul său al noului ordin mondial, anticristul, virgulă, Rusia, China, etc., americanii vor deveni tot mai furioși și americanii vor face singurul lucru pe care știu să-l facă bine. Care? Războiul. Ei nu știu să facă nimic altceva decât război. Va fi o competiție între două sisteme rele mondiale. Și cum una dintre aceste două părți va fi susținută de diavol, anticristul este susținut de diavol,
Balaur le va da puterea sa și atunci cine va câștiga? Va câștiga anticristul, pentru că este susținută de diavol. Bine, și atunci, de la începutul tratatului, la începutul celor 7 ani, inclus Apocalipsa, capitolele 17 și 18, numărând toate războaiele, că sunt 6 până la Apocalipsa 17, trebuie să le citim pe toate. Mă aștept că și americanii vor împinge către marca de fabrică care au ei, vor face concurența anticristului, pentru că este mai îndemoniată decât anticristul. Anticristul va avea semnul 666 și americanii vor avea semnul lor. Vedem că vor ajunge în abundanță, cine vor vrea o parte abundantă din tort, cine va câștiga lumea. În Apocalipsa 13 vedem că este marca fiarei, semnul fiarei, și americanii nu vor ajunge să dea și microchip. Pentru că Biblia nu spune să nu iei chipul americanilor. La cum vedem, Biblia spune să nu iei niciun fel de microchip. Și vedem că lumea deja își implantează microchip. Nu se implantează un microchip. Pentru că te vor controla de la distanță. Știi că un microchip, așa cum fac prin telecomandă, poți să controlezi dronurile care zboară sau mașinile care te joci, copiii se joacă de la distanță cu ele pe pământ. Așa se va întâmpla și cu microchipul, vei fi controlat de la distanță. Primul lucru pe care îl fac este că nu poți să-L mai primești pe Hristos. Dar să spunem, dintre cele două modele americane, regele Sudului și regelui Nordului, America și cel al Anticristului, știm că va fi semnul fiarei 666 al Anticristului care să câștige, așa cum vedem în Apocalipsa 13, versetul 16. Va câștiga Anticristul. Anticristul, cu ajutorul diavolului, va avea cu adevărat succes încât îi va învinge la punctul că toată lumea fără Hristos ce va face? Se va lăsa marcată cu semnul său 666. Îl vor urma, îl vor adora ca și cum ar fi un Dumnezeu. Să mergem la Apocalipsa 13, versetul 4. Și s-au închinat dragonului care a dat putere fiarei și s-au închinat fiarei spunând, cine este asemănător fiarei? Cine este în stare să facă război cu ea? Apocalipsa 13, 4. Acesta. Și când este că va spune că lumea că poate să se lupte împotriva lor? Vedem, așa cum am văzut în Apocalipsa 17 și 18, la sfârșitul războaielor, vedem că aparent, să mergem mai devreme în a doua scrisoare din Tesalonicenii 2, versetul 4, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce este Dumnezeu, se numește Dumnezeu sau ce cinstește ca în închinare, așa încât să se așeze în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Și vedem, cine poate să lupte împotriva fiarei? Fiara o spune Biblia, dar poate să fie un Adolf Hitler, un Pol Pot, va avea un nume de modă și lumea îl va adora. Și va spune, ce poate să se lupte împotriva Marelui șef mondial? I-a bătut pe tot. I-a învins pe tot. Și atunci ce să facem? Luăm semnul pentru că ne convine. Și atunci, când va ajunge la acel punct, va spune, se va pune în templul lui Dumnezeu, în Ierusalim, și va spune, eu sunt Dumnezeu. Va spune așa. Și lumea se va lăsa să fie marcată. Așa cum vedem în Daniel 12, 11 și 12, Dumnezeu spune să rezistați. Rezistați. Să nu luați semnul. Așa cum spune în Apocalipsa 11,
2, 11 și 12. Nu, în Apocalipsa 12, 11 și 12, ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Pentru că în ziua următoare ce se întâmplă? Vedem că sunt 1260 în răciunea pustiirii și după aceea va ajunge răpirea. Dar noi până atunci vom fi răpiți, pentru că 1335 de zile sunt 75 de zile după răpire. 1260 de zile sunt răciunea pustiirii până la răpire, 30 de zile era lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, în Apocalipsa 17 și 18 și 45 de zile Armageddon. Așa cum văd eu, următoarea zi începe mileniul, iar aceasta se întâmplă după 70 de zile de la răpire. A doua scrisoare către Tesaloniceni 2, versetul 8. Atunci va fi descoperit nelegiuitul pe care Domnul Iisus îl va nemici cu răsuflarea gurii sale și îl va distruge prin manifestarea venirii sale. A doua scrisoare către Tesaloniceni 2 și 8. Vedem că aici se va manifesta apostazia. Și iar Dumnezeu îl va opri prin răsuflarea gurii sale. Apocalipsa 11:15 spune: Îngerul al șaptelea a sunat trâmbița. Din cer s-au auzit glasuri puternice care zicea: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru Iisus Hristosului Său și El va împărți în vecii vecilor. Și aceasta este tot. Apocalipsa 11:15. Aceasta este sfârșitul istoriei. Vedem că la urmă va fi Hristos câștigător și lumea a trecut, împărăția lumii, când al șaptelea înger a sunat trâmbița, glasuri puternice și spune că împărăția lumii a trecut la Dumnezeul nostru și Hristosului Său și va fi împărat în vecii vecilor. Vedem că acum împărăția lumii care aparține multinaționalelor, multecaprelor, multibăncilor și va trece să fie condus de cel care are dreptul, cui se cuvine, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amen. Să ascultăm un cântec și după aceea câteva mărturii și după aceea vă facem legătura cu Claudia. Fraților, dacă este ceva ce nu este clar, special frații noi, scrieți și încercăm să clarificăm ce este clar. Ce este? Ce este clar? Trebuie să clarificăm. Ascultăm Maranatana. Nici prin putere, nici prin forță.